Bună ziua, dragi elevi! Pentru azi am pregătit elaborarea unui produs informatic în aplicația Excel, utilizând două personaje, Vanilla and Chocolate. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare exemplu pregătit pentru voi. Produsul informatic este de fapt un joc. Unul dintre cele două personaje va crea jocul, iar celălalt îl va juca. Aveți în imagine produsul final, pe care îl veți putea și voi realiza după ce veți urmări toată prezentarea. După cum observați, într-o foaie de calcul am realizat un tabel ce conține patru coloane și mai multe rânduri. Numărul de rânduri al tabelului îl veți stabili singuri. Pe primul rând al tabelului am scris în fiecare din cele patru coloane un text sugestiv pentru valorile ce vor fi scrise pe următoarele rânduri corespunzătoare acestor coloane. În cele două coloane numite factor, aceasta este prima și aceasta este a doua coloană, personajul care creează jocul va scrie cifrele de la 1 la 9, reprezentând factorii produsului. În coloana numită operația de înmulțire, pe toate rândurile tabelului va fi scris un caracter cât mai asemănător cu simbolul operației de înmulțire. Pe toate celelalte rânduri ale tabelului, corespunzătoare coloanei numită produs, al doilea personaj, care devine de fapt jucător, va completa valoarea rezultată din înmulțirea celor doi factori de pe rândul respectiv. În cazul în care valoarea completată va fi greșită, pe ecran va apărea o fereastră cu mesajul de atenționare „Ai greșit”, având posibilitatea de a reîncerca introducerea altei valori dacă se execută click pe butonul „Reîncercare”. Vă explic acum cum puteți crea acest joc. Începem cu stabilirea zonei de lucru, a zonei de joc. Avem cele patru coloane pe care le vom utiliza. Selectăm o zonă. Din fila pornire, aplicăm borduri. În prima coloană, în celula A1, vom scrie textul factor. În celula de adresă B1 vom scrie operația de înmulțire. Am stabilit noi pentru acest joc. Redimensionăm această coloană. În a treia coloană, în adresa de celulă C1, vom scrie din nou factor. Iar în coloana a patra, în celula de adresă D1, vom scrie produs, adică rezultatul înmulțirii celor doi factori. Selectăm primul rând, formatăm fontul, îl transformăm în Aldin. În acest moment, pentru că vom folosi operația de înmulțire, aici vom scrie X mare, pe care îl putem asocia cu semnul de înmulțire. Îl copiem, selectăm celula, apăsăm combinația de taste CTRL și litera Q, copiem pe toată zona pe care noi vrem să introducem valori, aliniem la centru, aliniem la centru toate coloanele ca să se vadă frumos. Aici vom scrie câteva valori, aleatoriu, gândindu-ne să fie cât mai diferite, la al doilea factor la fel,
Deci va reprezenta 5 ori 9, 7 ori 3, 8 ori 4, 2 ori 7, 6 ori 5, 8 ori 9, 9 ori 7, 7 ori 4, încercăm să nu repetăm, și 6 ori 3. Al doilea personaj, adică jucătorul, va trebui să scrie în aceste celule răspunsul corect. Dacă doriți să adăugați și o imagine pentru cele două personaje, din fila inserare, colecția ilustrații, folosiți butonul imagine. Imaginea ar trebui să o aveți salvată anterior pe calculator. Selectați imaginea, o inserați, o redimensionați. O puteți alătura tabelului sau o puteți include în tabelul respectiv. Asta veți stabili voi. De data aceasta am să o alătur tabelului. Problema este acum cum procedăm pentru ca al doilea personaj, cel care a devenit jucător, să-și verifice răspunsul pe care îl dă. Și atunci vom utiliza validarea datelor. Pentru aceasta selectăm prima celulă, deschidem fila date, alegem din colecția instrumente de date opțiunea validare date, din lista care se deschide alegem prima opțiune validare date. În acest moment suntem pe tabul setări. Observați că avem trei taburi. Suntem la tabul setări și avem aici câteva criterii de validare, printre care întregul număr. Alegem ca opțiune. Din opțiunile date, noi alegem este egal cu. În caseta valoare va trebui să scriem cu ce valoare trebuie să fie egală valoarea pe care jucătorul o va introduce în celula D2. Observăm că va trebui să fie egală cu valoarea introdusă în celula A2 înmulțită cu valoarea introdusă în celula C2. Și asta și vom scrie. Egal A2 înmulțit cu C2. În cazul în care va greși, trebuie să-l avertizăm. Și aici, în tabul avertizare la eroare, vom scrie mesajul Ai greșit. Executăm click pe butonul OK și acum testăm. 5 ori 9. Dăm și noi un răspuns greșit. 3. Observați că imediat am obținut mesajul Ai greșit? Solicit reîncercare. Șterg valoarea introdusă. Introduc 45. Când valoarea este corectă, nu mai primesc mesajul de eroare. La fel veți proceda pentru toate aceste celule, impunând ca regulă de validare produsul dintre celula corespunzătoare de pe prima coloană și celula corespunzătoare de pe coloana 3. Succes vă doresc! Sper că v-a plăcut propunerea mea și că nu o să vă fie greu să realizați acest joc. După ce îl finalizați, vă puteți duce la doamna învățătoare pe care ați avut-o în clasele primare și să-i propuneți să-l utilizeze cu elevii pe care i-are în acest moment la clasă.